Accidentul s-a produs pe raza comunei Plopșoru. Șoferul de 28 de ani din comuna Aninoasa a pierdut controlul într-o curbă și a lovit un cap de pod și un autoturism parcat în afara părții carosabile. În urma impactului, un tânăr de 15 ani a murit, iar șoferul a plecat de la locul incidentului. În noaptea de 1 spre 2 august anul curent, polițiști din cadrul poliției orașului Turceni au fost sesizați prin apelul 112 cu privire la faptul că pe raza comunei Plopșoru s-a produs un accident rutier soldat cu victime. Din cercetările efectuate de polițiști a reieșit faptul că un tânăr de 28 de ani din comuna Aninoasa, în timp ce conducea un autoturism pe drumul național 66 Plopșoru, din direcția orașului Rovinar către Filiaș, într-o curbă la stânga a pierdut controlul asupra direcției de deplasare, părăsind partea carosabilă și a lovit un cap de pod și un autoturism parcat în afara părții carosabile. În urma impactului a rezultat rănirea conducătorului auto și decesul unui tânăr de 15 ani din municipiul Petroșani, pasager pe scaunul din dreapta față al autoturismului. Conducătorul auto care a fugit de la locul accidentului a fost găsit de polițiști, care au constatat că tânărul era băut și nu avea nici permis de conducere. Pe numele acestuia a fost deschis dosar penal.